Salut, Turean, în care profesorii de limba engleză din întreaga țară se adună la cel mai mare eveniment al anului, Conferința Națională de Limba Engleză. Peste 300 de cadre didactice au ales să-și petreacă revenirea la catedră, alături de specialiști de la cele mai prestigioase edituri, universități și instituții de certificare internațională a limbii engleze. Ei vor învăța de la cei mai buni dascăli în străinătate noi metode de învățare și predare. Evenimentul este organizat de Fisher International în parteneriat cu Fundația Dan Voiculescu. Reprezentanții celor mai prestigioase universități din lume, Cambridge University, Oxford University Press, au acceptat propunerea de a veni și a vorbi cu dascălii din România despre cele mai noi metode de predare și învățare a limbii engleze. Este fantastic să vezi atât de multă lume aici. Am auzit că sunt 300 de oameni aici. Nivelul de engleză este foarte bun și mă încântă. Oamenii sunt foarte prietenoși și par motivați și vor să învețe, să își îmbunătățească abilitățile. Și de asta sunt aici, să învețe ceva nou. De fiecare dată când vin, sunt foarte impresionat de cât de dedicați sunt și cât de bună este engleza lor. Să continue ceea ce fac acum, pentru că o fac bine. Pe lângă faptul că vor putea interacționa cu nume sonore din străinătate, dascălii vor putea să își cumpere cele mai noi manuale de engleză. Faptul că ne întâlnim cu specialiști internaționali este odată în plus un lucru care ne face să ne pregătim și noi pentru începerea anului școlar. Una dintre metodele de a-i motiva este aceea de a le spune că au greșit, dar pot merge mai departe. Pe parcursul celor două zile de activități, participanții vor avea ocazia să afle, să încerce și să testeze metode noi, să descopere abordări de succes și să exploreze resurse didactice clasice, dar și foarte moderne. Foarte multe metode noi de abordare ale conținutului învățării. Conținutul se mai schimbă din când în când, dar metodele evoluează odată cu generații. Aducem și conținut nou și foarte important este faptul că lucrul acesta se întâmplă în fiecare an de 8 ani. Evenimentul de limba engleză face parte din proiectul Liga Profesorilor Excepționali organizat de Fundația Dan Voiculescu. Noi avem un concurs deja la a doua ediție, Liga Profesorilor Excepționali. Nu este doar un concurs în sine care se desfășoară pe parcursul a 2-3 luni, ci pe întregul an ne gândim că cum să facem ca să sprijinim profesorii educația din România.